Ei, joi, așadar, ce planuri au astrele cu noi? O să aflăm chiar acum de la Camelia Putrășcanu. Să primim ca de obicei cu multe aplauze. Camelia, ia loc, te rog. Bine v-am găsit. Zi măcar că sunt vești bune dacă vineri nu e. Așa, 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 conjuncție lună-mercur retrograd. Confuzii, de tot felul. Cea mai mare problemă, de fapt, sunt două probleme mâine sau două alegeri pe care le avem de făcut. Din cauza acestei conjuncții, este posibil ca mulți dintre noi să simtă amenințate planurile de viitor. Cumva să aibă sentimentul că ori au fost prea mari, ori nu pot să și le atingă și fie rămâne un pătrățica noastră, fie insistăm. Cealaltă ce problemă facem? O să ne... Mâine avem de ales. Fie mergem mai departe pe calea noastră și ne asumăm riscuri, fie rămânem pe loc, e mai confortabil, dar rămânem și cu regretele și renunțăm la visuri. Berbecii, cu siguranță, vor dori să meargă înainte. Indiferent ce înseamnă acest lucru, se pare însă că reușesc să colaboreze și cu oameni importanți pentru ei, chiar dacă asta înseamnă o cheltuială de timp și de energie, poate și de bani. Taurii au decizii mari de luat și chiar o viziune de construit. Nu doar să-și atingă obiectivele este important pentru ei în acest moment, ci și unde duc acele obiective, ce calitatea vieții le oferă. Gemenii își fac planuri mari de viitor, pot să se răzgândească în legătură cu o întâlnire sau cu o călătorie, dar aspectele sunt bune. Cumva își urmează inima. Și sunt foarte principiali gemenii. Racii își fac tot felul de calcule și poate în acest moment discuțiile și în casă și suportul familiei este ceva mai prezent și asta îi liniștește. Oricum au foarte multe lucruri de discutat, mai ales cu partenerul de viață și sunt deschiși să audă cum gândește o problemă omul de lângă ei. Pentru lei, e vorba de imagine mâine. Ce părere au oamenii din preajma lor dacă reușesc să-și transmită coerent mesajul astfel încât să fie credibil și, de ce nu, popular și iubiți de cei din jur și mai ales de partener. Pentru fecioare, este un moment de alegere mâine în zona profesională. Unii se gândesc să schimbe profesia, alții doar să aibă o altă echipă și să colaboreze altfel cu oamenii de lângă ei. În tot cazul trebuie făcute mici schimbări mai mult de atitudine și nu de sens profesional. Pentru balanțe vorbim de libertate mâine, în toate planurile, atât profesional cât și în relația de familie sau în relația cu partenerul de viață. Asta înseamnă sinceritate, deschidere, acceptare și este posibil ca doar așa să poată trece un hop. Scorpionii, în schimb, mâine au zi de negociere în familie și în casă. E bine să știe pe ce contează în acest moment, ce este foarte de important și la ce nu pot renunța. La sănătatea lor, la timpul lor și chiar la o atmosferă de cămin la care țin foarte mult. Cu alte cuvinte, liniște. Pentru săgetători, tot felul de discuții mâine, unele se pot purta în jurul unor greșeli pe care le-au făcut. Asta a fost valabil și zilele trecute și iată că revine acest aspect. Au de dat explicații și nu trebuie să se teamă să le ofere. Capricornii însă își fac calcule financiare mâine. Din fericire, aspecte destul de bune între bani și șefi sau poziția pe care au și funcție în acest moment. Dar trebuie să lase un pic de la ei și să fie mai maleabili în negocieri. Vărsătorii, lună conjunctă cu Mercur chiar în semnul lor zodiacal, așa că și prin mintea lor pot trece tot felul de gânduri, se gândesc, se răzgândesc de foarte multe ori, lucru care poate să amâne luarea unei decizii sau unei poziții. Peștii, în schimb, au de dat foarte multe explicații, unii trebuie să-și acopere chiar unele greșeli, alții au șansa să le corecteze în sfârșit. Cert este că și ei trebuie să fie mai atenți la urmele pe care le-au lăsat. Mulțumesc mult, Camelia. Ne vedem și mâine după amiază. Mergem mai departe.